Salutare și bine v-am regăsit la un ultim clip așa cu lemnele, unde vreau să vă arăt ce lemn mi-am oprit pentru teste, că am terminat cu lemnele de tăiat, de crăpat și astea mi le-am oprit pentru teste. Momentan nu mai am nici teste în plan, am cam terminat tot planul, cum se spune, dar mi le-am oprit că nu se știe ce se mai ivește și e bine să am lemn de testat și de tăiat. Le-am tăiat la metru și le-am cărat acasă. Cam astea sunt și bineînțeles mai am și în altă parte vă arăt imediat. Le am pe astea aici, pe ăsta, pe ăsta, care deja am tăiat din el, cum știți, pe ăsta, sub asta aici am iară un buștean, e destul de gros. Ia uitați-l, aici mai am doi, ia uitați și aici, mai am doi mari, dar i-am tăiat așa că nu puteam să-i aduc. De groși ce erau și de grei, de fapt, nu că de groși. Și mai am, vi arăt și pe ei imediat. Îi mai am și pe ăștia doi. Ăștia nu i-am adus acasă, că sunt grei și nici n-am vrut să-i tai. În două sau mai multe îi las aici, deocamdată. I-am oprit pentru teste sau ce o mai fi, dacă o mai fi. În plan nu mai am nimic, am terminat cu drujbele, cu tot. Dacă o mai apărea ceva, voi mai face. Dacă nu, nu. Ne-o mai revedea la alte clipuri cu drujbe. Cam asta a fost încheierea, să spunem. Să fim sănătoși și să mai ne revedem și la alte clipuri cu drujbe, așa cum vă plac vouă, bineînțeles. Până atunci, eu vă spun la revedere, spor la lucru, multă sănătate și toate cele bune. V-am salutat! Pa, pa!